bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața și la mulți ani tuturor în ajun de Crăciun! Ei bine, astăzi suntem patru la mic dejun, precum punctele cardinale, și toți înscriși în aceeași generație, care cândva, acum vreo trei decenii și mai bine, a fost o generație a schimbării. Așa că ne-am pus în gând, odată la trei decenii, să fim împreună și să vedem, domnule, ce a rămas din tot ce am visat, din tot ce am gândit, din tot ce am dorit. Și Crăciunul e poate un moment bun pentru acest bilanț. Bine ați venit, dragilor! În ordinea așezării am să vă prezint Marina Constantinescu, bine ai venit, bună dimineața! Mulțumesc! Irina Păcurariu, bine ai venit, bună dimineața! Bună dimineața. Și nu în ultimul rând, Cătălin Ștefănescu, bine ai venit! Turma, bună dimineața! Și cafeaua a venit la timp, azi n-avem ceas, avem clopoțel așa de Crăciun. Mie, ca de obicei, cappuccino. Și eu aș vrea un cappuccino, mă rog. Ai zis? Cafea. Espresso? Dragilor, camarazi de misiune și de arme, am auzit așa că noi stând aici să-l așteptăm pe Moș Crăciun, nu că asta facem. Nu? Poate voi. Eu nu-l mai aștept de mult. Nu-l aștept? Da. Eu una-l aștept. Tu l-aștepți, Marina? Da, am și același, adică același Moș Crăciun vine an de an și e o mare sărbătoare când vine, pentru că vine într-adevăr Magic. Ca și cum ar coborâ atunci din cer, cu Sania și cu Reni și cu artificii, fiind un mare actor. Oh, ce frumos! Cătălin, tu l-aștepți sau ba? Nu mai aștept pe Moș Crăciun, dar dacă el ajunge la voi, mă bucur ca pentru mine. Uite ce răspuns diplomatic. Ei bine, dacă ajunge la noi, într-un fel ajunge și la tine. Scorul e egal, da? Noi urmează prelungiri. Ei sunt blazați, dar poate îi convingem. Dar am auzit altceva. Că după ce treci de vârsta magică de 10 ani, moșul, când coboară magic sau nu, sau chiar dacă nu vine, tot te întreabă. La ce te pricep, ca să știe ce să-ți rezerve în sacul ăla. Și chiar dacă nu-l aștepți ca voi doi, măcar rezerva pe care a făcut-o pentru tine o să o dea altuia. Ce să vă fac dacă voi nu-l mai așteptați? Pe mine nu m-a întrebat niciodată acest lucru și ce bine că n-aș fi știut ce să răspund. Nu m-a pus niciodată să spun poezii sau să cânt. Da, nu mă pricep decât probabil l-a citit și acum și l-a scris. Mă duc la Irina. Ce pui aici, Irina? Ce zici? La ce mă pricep? Da. Să-i enervez, aș spune din când în când, dacă aș fi politicoasă cu mine, dar aș spune, de fapt, adevărul dacă aș rosti des pe cei din jurul meu în grup. Adică să știi că mă pricep la asta perfect. Când vreți să enervați pe cineva, chemați-mă. Reușesc. Repede. Doar la grupul foarte sau eficient. Și la individual? Funcționează la familie, dar cred că și la restul lumii aș putea încerca. Cătălin, e rândul tău. Uite așa, suntem în semicerc, n-ai cum să scapi. Nu știu la ce mă pricep, habar n-am. Cred că să te pricep la ceva e o povară, o povară mare și nu știu dacă mulți dintre noi sunt dispuși la povara asta, așa că uneori e bine să stai așa în banca ta și să nu-i dai misiuni grele lui Moș Crăciun. Zic. Îți dă mâna să spui asta după atâtea zeci de ani de garantat și de documentare și de teatru, că mai scrii și teatru mai nou și abia aștept să văd cum o să devină teatru ăsta pe scenă din ce în ce mai mult un fenomen și o marca ta. Nu cred că o să devină un fenomen. Cred că e un locșor de pe lumea asta, așa cum gătesc, așa mai fac și lucrul ăla. Nu pun un preț deosebit în treaba asta. Pun un preț deosebit în meseria pe care o fac. Aici, la școală, la Facultatea de Teatru și Film de la Cluj, acolo pun niște prețuri mari. Pe lucrurile astea sunt chestii de timpul liber, așa. Alții fac tâmplărie, alții fac lucruri extrem de serioase, nu că tâmplăria n-ar fi serioasă.
din când în când mai bricolez și eu un deal de astea, dar nu pun cine știe ce greutate personală în treaba asta. Sunt lucruri unde mă simt bine. Tu îți dai seama ce spui, că avem criticul de teatru aici. O să-ți dea cu nuiaua peste degete. Nu e genul care să dea cu nuiaua peste degete. El știe mai bine că ați făcut împreună gări de poveste. Înseamnă că acolo v-ați împrietenit destul încât, așa-i Marina, el poate să spună acum... Cred că ne-am văzut foarte puțin acolo, de fapt. Adică odată. În gara de nord, după când am început, atâta ne-am văzut. Părea că suntem mai mult împreună, dar a fost un proiect unde... Un proiect extraordinar al televiziunii categoric române, de asta am de la gând, la realizare, toate echipele super, super profesioniști implicați și da, operatorii deschiși la tot ce le propuneam. Era mereu ca un happening, dar bine elaborat. Stăteam până noaptea să ne gândim, inventam, profitam de ce ne oferă chiar natura, ploaie, lume, discuții. A fost cu mult succes acest serial, cum să-i spunem? Da, da, o serie tematică. Era să zic gări pentru doi. O serie, da, tot o serie faină, așa e. Gări de poveste și am cunoscut oameni, cred că am făcut și așa un... Și așa e, am cunoscut lume, da, foarte faină. Da. Și locuri, eu și astăzi sunt în relație cu șeful gării Haltei din Palanca. Din Buda Palanca. Din Palanca, acolo unde era granița cu Imperiul, unde a trecut fratele lui Liviu Rebreanu granița și s-a întâmplat. Vorbești de fapt de Palanca. Palanca, din... da, și da. Acolo era o haltă la limita cu Imperiul și acest domn extraordinar ungur, care vorbește perfect românește, a făcut un muzeu al CFR-ului, în acea haltă. Acest domn mă sună și astăzi, de Crăciun, de Anul Nou, de Paște, de ziua mea. Dar, ca să revin, nu sunt un critic de teatru care să folosească niciun fel de nuiele. Mă interesează foarte mult să merg pe construcția creatorilor. Nu am idei preconcepute sau prejudecăți, nu vin niciodată la teatru cu spectacolul meu în cap, ci urmăresc acea construcție, sufăr dacă ea nu este împlinită sau armonioasă, mă bucur când se întâmplă, mă bucur foarte mult să stau la repetiții. Drumul ăsta este pentru mine și pentru artiști cel mai mare spectacol al lui a fi împreună. Și dacă îmi exercit spiritul critic, o fac cu argumente și nu sub aceste două falii. Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? Personal eram încredințată că e așa. Sper că mă creditez. Și era de fapt o glumă asta cu nuiaua. Așa, ca să și glumim puțin, până ajung la reportajele Irinei și cam toate premiate. Dacă mă gândesc de la marele premiu APTR, mai sunt după aia 6 premii simple, dacă n-or fi fiind compuse, și mai multe. Nici nu contează asta, adică cui mai pasă acum ce premii ai? Adică nici mie măcar, să mă ierte cei care au decis la un moment dat că fiecare dintre noi merită câte o distincție. Probabil că avem cu toții de scos. Cred că toți le ținem în sertare, nimeni nu le mai numără. Cred că singura probă o avem exact față în față cu oamenii care mișcă prin librării, adevărat, sau prin mall-uri sau pe patinoare, că suntem la final de an. Aici e pariul ăla pe care trebuie să-l câștigi. Am ascultat-o pe Marina și mi-am dat seama că, de fapt, asta e povestea și cu jurnalismul. Niciodată nu trebuie să vii cu spectacolul tău în cap. Deci singura misiune, dacă tot vorbim de misiuni publice, că suntem într-o întâlnire din asta neconvențională, ar spune că trebuie să înțeleagă cei de acasă că ne vedem rar spre deloc la cafea dimineața, mai ales îmbrăcați frumos și machiați și cu apați. Eu zic că n-am făcut asta niciodată. Eu zic să nu mai spunem și altora, că nu-i bine. Din păcate, Cătălin a făcut odată, acum mulți ani, tot o formulă de genul acesta, foarte onorantă și aceea, cred că era Iaru, Bijum, Ioan Temorar. Da. Eu. Da. Ăștia am fost, da, atunci. Da, sunt niște buni de atunci. Și cred că ar trebui să facem asta mai des. E foarte frumos și important, și important ce facem individual și proiectele noastre personale în locul ăsta, dar din când în când e bine să simți într-adevăr că aparții unui loc și dincolo de orgolii sau vanități, există și o echipă.
E bine noi că ne mai scoate cineva la tablă, dacă așa mi se pare, că parcă suntem, chiar dacă lumea e în vacanță. Noi trei am mai făcut ceva foarte... Ce am mai făcut? Special împreună, acum foarte, foarte, foarte mulți ani, un shooting. Bineînțeles că eram, evident, mult mai tine. Și râdeam cu tine, Cătălin, când ne vedeam puși pe toate blocurile, trei oameni, țin minte, unde am fotografiat, undeva în zona Perla, Ștefan cel Mare. Da. Și ne-am distrat atunci toți trei foarte bine. Da, e complicat într-o instituție cum e TVR-ul. Ne întâlnim foarte rar și ne privim în ochii, așa, printre uși. Și asta poate că ar funcționa. De asta cred că echipele mici sunt alea câștigătoare și cred că fiecare la emisiunea lui are câte o echipă cu care reușește să facă lucrurile posibile. Dar pe de altă parte să ne vedem așa, tu de la miezul nopții, tu din zori, eu așa între Ape și Cătălin constant undeva într-un final de duminică, e chiar ceva de pus sub brad. Să rămânem acolo, ar spune unii. Da, suntem sub brad. Eu nu sunt chiar din zor, sunt de la ora 10. Da, e sâmbătă. E un gras matine, da? Adică nu pot să zic. E ora la care ne întâlnim acum. Da, și suntem, și suntem exact... bine până când eu o să vă întreb cum rezonează pentru fiecare un alt decembrie, ăla de acum 33 de ani, care pentru mine e un punct, e o graniță. Poate e și pentru voi, pentru că grație acelui moment, după aia în 92 sau 94, fiecare cum a marcat, ne-am putut urca în această barcă mare a instituției Serviciului Național de Televiziune și a profesiei. Și pentru noi, dintr-o dată, acum, privind peste umăr, pare de neconceput să ne mai fi dus, Cătălin, la Govora, unde erai suplinitor de engleză. Erai deja în timpul Revoluției? Terminase-și facultatea? Nu. Am fost suplinitor după ce am terminat armata. Nu cred că trebuie făcut vreun exercițiu de memorie din ăsta împins de la spate. Nu cred că funcționează așa ceva. Nici nu e în intenția noastră. Mă gândesc la dacă ar funcționa ceva în spațiu public. Cred că lucrurile astea au o circulație a lor, revin cumva, se pierd, se prăbușesc la un moment dat în uitare, revin în alte cicluri. Cred că tot ce se împinge de la spate nu funcționează sau dacă funcționează, funcționează tembel și patologic. Da. Pe de altă parte, cred că învățăm de 30 și ceva de ani, învățăm destul de greu anumite lucruri și ușor altele. Poate că cei care ne urmăresc acum vor spune că învățăm mai degrabă prostiile, iar lucrurile importante le deprindem mai greu. E posibil să fie și așa. Dar totuși suntem o națiune foarte tânără, vorbim o limbă extrem de tânără, foarte proaspătă, mult mai proaspătă decât... poate că le-ar plăcea să creadă fundamentaliștilor patrioți în situația asta. E o limbă care încă învață să fie ea însăși, noi învățăm să fim noi înșine, poate că învățăm mai greu, poate că învățăm alte lucruri foarte, foarte ușor, dar să te gândești la niște oameni care au pierit cu voința aia foarte pură, foarte autentică, să fie liberi și probabil că unii dintre ei chiar s-au gândit pe bune că fac lucrul ăsta și pentru alții. Cred că e foarte sănătos să te gândești la asta și cu cât mai puțin zgomot în jurul unui gând de felul ăsta, cu atât mai mult adevăr și cu atât mai multă reverență și plecăciune, de fapt, de adevăratele către oamenii ăia. Asta e ca la Eminescu. Cu cât îl, trâmbicezi mai tare și îl sorcovești mai mult, cu atât e în altă lume, dincolo de lumea asta în care e nevoie de el. Da. Așa e și cu lucrurile astea. E bine să te raportezi la ele, dar când înveți să nu agiți sorcova despre ele, abia atunci ele capătă o viață adevărată pe care o merită, de fapt, dincolo de lumea unde se găsesc la ora asta. Marina, crezi că agiți sorcova dacă te întreb despre acel decembrie? Și după aia, și despre vara următoare, când noi două eram chiar la Facultatea de Litere din București, când, după ce odată am tras aer în piept și am zis... intră libertatea ca aerul proaspăt pe fereastră și dintr-o dată ne-am trezit cu minerii în școală, dar nu vreau nici să politizez, nici să... Eu m-am trezit noaptea cu minerii, eram jos la Liga Studenților.
dar nu... Am refuzat sistematic să vorbesc despre și despre acel decembrie și despre experiențele următoare care mi-au creat niște traume de care nu m-am vindecat. Eu am agorafobie și azi am anxietate, nu pot să stau cu foarte multă lume în același loc. Mă uit în spate dacă mă urmărește cineva. Am crezut foarte tare atunci când am ieșit în stradă pe 21. Nu știam ce urmează, habar n-aveam ce urmează. Veneam după o perioadă pe care o făceam în fiecare an. Noi ne colindam profesorii și repetam undeva sus la mansarda facultății noastre cu înregistrări madrigal, făceam pe voci, aveam un coleg care după aia a lucrat la Cațavencu, el nu avea voce absolut deloc, dar absolut deloc, și spunea, nu-i nimic, stau și eu cu voi, fac playback, doar să fiu cu voi. Și în fiecare an noi ne colindam profesorii, cam până pe 20-21, când colegii mei din provincie trebuiau să plece acasă. Și asta am făcut și atunci. Am început cam în ziua în care au început lucrurile la Timișoara. Am fost chemați la facultate și prelucrați să nu mergem pe stradă mai mult de 5 seara, în grupuri mai mari de 5. Noi eram, evident, mult mai mulți, ne-am împărțit cu metrourile și totuși în metrou am început să cântăm. Și în trolei buze am primit foarte mulți bani, foarte multe țigări, BTS, Nagov, și am primit și un pachet de Kent aruncat dintr-un bloc. În primăverii nu ne deschidea absolut nimeni ușa. În schimb, în militar, drumul taberei, Berce, nu mai știu pe unde am fost, lumea arunca cu felii de cozonac, învelite, în liniște, dar participând cu geamurile deschise. Adică ăsta era ca să deci înțeleagă... Ăsta era felul nostru. Da. Ne-am colindat profesorii, am ajuns la Antoaneta Tănăsescu, care ne-a spus să nu mai mergeți mai departe, uite Europa Liberă, uite ce se întâmplă la Timișoara. Am ascultat și am hotărât să mergem. Evident că nu erau telefoane mobile și știam că fiecare profesor se pregătește cu ce se poate, să stăm, să mâncăm, să colindăm. Colindam mai tradițional, să zic, la ușă, la fereastră, cum învățasem la folclor, respectam perfect lucrurile astea. Dar în ultima noapte, deci 20-21, am stat foarte mult, am mers în cămin, la colegii din cămin, și am stat de vorbă ce se întâmplă, eram agitat și toată lumea a hotărât să nu plece a doua zi. Dar era și o bucurie în aer, nu? Și o speranță. Nu era o speranță. Spaimă, o neliniște, nici... Eu am trăit spaima pe 21 în Piața Romană, când în piață oamenii de pe margine coborâseră și țin minte că era un domn care cumpărase pâine, nu caldă, pâine. Și scotea din pungi pâine, ne rupea și dădea fiecăruia pâine ca să nu plecăm acasă. Dar pe margine erau oameni care priveau deloc cu intenția de a se alătura. Și atunci am văzut un coleg de care mi-a fost teamă că va și spune era, unde... Și care era informator, nu? Atunci se deconspira. Nu știu. Dar mi-a fost teamă că n-am să termin facultatea din cauza asta. Și fiind mai subțiric așa prin toată adunarea aceea, deși îmi făcusem și eu un costum foarte frumos de colinde, cu o fustă verde, nici nu mai pot port verde de atunci, conică, foarte strântă, eram foarte slabă, cu nasturi care nu se puteau deschide, cineva a zis, haideți să vă ridicăm pe dumneavoastră, se auzeau pași pe bulevard și nu ne dădeam seama ce se întâmplă. Haideți să vă ridicăm, să ne spuneți ce vedeți. Și m-au ridicat și eu nu am știut minute în șir să spun ce văd, pentru că nu mai văzusem în viața mea așa ceva, părea un film science fiction, veneau uslașii. Da. I-am văzut acum și apare eu pe 21, ceva, da. Dar atunci să vezi bărbați trași așa, s-au oprit în buză și la un semnal pe care nu l-am auzit, doar l-am vizualizat, și-au tras vizierele, au bătut în scuturi și au intrat fără niciun fel de menajament. Și de atunci am înțeles că loviturile la cap
sunt loviturile preferate, pentru că probabil întâi trebuie să distrugi creierul. Noi muncim, noi nu gândim. A venit destul de repede. Am încercat la un moment dat, pe jos fiind, să mă uit în ochii unui astfel de uslaș, tânăr, foarte tânăr, și mi-a evitat privirea. Dar astea Vreau să ne spună Irina, așa era la București, la Iași cum era? La Iași, după cum probabil că deja istoria s-a scris de mult și o mai și știți. Dar istoria e sigur altfel. Da, a existat acel moment de 14-15 decembrie, când de fapt Iașul trebuia să fie focarul. Focarul? Da. Îl țin minte pe tata care a venit undeva pe 20 decembrie și mi-a zis, te rog, dă radioul mai încet. Normal că toți eram cu radiourile pe Europa Liberă. N-a dat nimeni radio mai încet, cred că se auzea în tot blocul, duduiau vocile. Și mi-a zis că o să stăm mai liniștiți, că zilele astea nu, că totuși, hai că de-abia a început facultatea, nu cred că e momentul. Cum, probabil, protectiv. Că, nu știu, nici nu-mi dau seama dacă le-aș spune la fel copiilor mei acum. Dacă socotesc, atunci aveai vârsta fiicei tale celei mari, de acum? Da, un pic mai tânără eram. Apropo de asta, aseară te obligă cumva faptul că ești părinte să oferi tablouri. Apropo de faptul că nu trebuie să vii cu tabloul tău în cap în nicio situație, nici sau cu piesa ta sau cu montarea ta. Aseară am trecut prin piața universității cu fiica mea cea mare, care are 22 de ani acum. Mulțumesc. Care tocmai e absolventă de arhitectură la Oxford și noi toți de aici și cei care acasă ne privesc, așteptăm ca ei, Luca, Carina și Petra, care e mai mică, dar va fi și rândul ei, să miște țara asta așa cum ne-am gândit noi că se va mișca și a fost mai încet ritmul, dar nu poate să spună nimeni că lucrurile nu s-au urnit. Și stau și mă gândesc, eu fiind student atunci la facultatea de calculatoare din Iași, dacă știam ce e Oxfordul. Adică chiar uite, nici nu dau seama dacă în lecturile de până atunci, Oxfordul pentru mine era un loc în care se învață carte bine. Chiar nu pot să mă întorc atât de tare la mintea de atunci. În fine, deci tata mi-a zis să dau radioul mai încet, nu s-a întâmplat asta, a plecat de acasă, după 3 zile am mai știut ceva de el, pentru că el se oprise, el fiind un mare colecționar și prieten, în fine, un, cum am spune acum, un socialite adevărat, deci socializa mai ales cu lumea artistică din Iași, s-au prins atelierele pictorilor de pe Lăpușneanu, au pus atât de bine țara la cale, încât după câteva ore ardau tabloul lui Ceaușescu în Piața Unirii. Aș spune că sunt foarte departe de tabloul Marinei. Am văzut Revoluția la televizor și, cum îți spuneam aseară, trecând cu fiica mea prin Piața Universității, chiar am tras puțin pe dreapta mașina și am întrebat-o, tu știi ce a fost aici? Și normal, știa că îi tot spusese taică-su, care a făcut, tipul a făcut geofizică și balconul central de la universitate e balconul facultății lui, de acolo de unde se ieșea apoi, mai târziu, că tot vorbeai de mineri, și unde fenomenul din Piața Universității a fost dirijat, să zic așa, cu cântecele lui Valis Terian. Și i-am povestit despre balcon, despre piață, i-am pus în relație teatru intercontinentalul, tot ce era, nu-mi dau seama cât de mult ajunge la ei. Dar ne obligă cumva faptul că suntem părinți, e datoria noastră să-i întoarcem în timp în așa fel încât să-i facem atenți. Pentru că dacă nu, cred că e greu să-i trimitem către istorie citită. Trebuie să-i facem întâi curioși ca ei după aia să-și dorească să vadă de unde am venit, prin ce am trecut și încotro au ei de mers. Folosește să le spui tinerilor, cum zice aici Irina, mai degrabă decât să-i împingi forțat, cu program, să citească, să le... Tu ce le spui la Cluj? Le spun tot soiul de lucruri. Nu știu dacă sunt inspirate sau nu, dar e... Acum, ascultând-o pe Irina, fix deasupra ei, undeva acolo, e un volum al lui Thierry Bolton, Reflexii despre comunism. Da. Reflexiile astea sunt unele dintre cugetările esențiale despre lumea comunistă, o bună parte din ce acolo se referă și la noi. Există o frază foarte dură în cartea asta, ea e spusă, de fapt, cu foarte mare drag față de spațiul ăsta, dar e o frază dură. S-ar putea să fac o gafă și să fie Alain Besançon ăla care a spus așa ceva, dar cred că totuși Thierry Bolton. Și fraza e referitoare la noi, la contemporaneitatea noastră, nu neapărat la ce s-a întâmplat la Revoluție, ci la ce am constatat după ce s-a întâmplat la Revoluție. Și Thierry Bolton spune că nu e deloc ușor să-ți dai seama la un moment dat că trăiești în postura de păcălici al istoriei.
că e foarte greu pentru oamenii care au traversat experiența aia, exact, să constate ce s-a întâmplat cu idealurile lor foarte curate și cu lumea în care s-au trezit apoi propulsați de tot ce s-a întâmplat politicește vorbind în spațiul ăsta, ce s-a întâmplat cu manipularea adevărului și cu toate lucrurile astea. E dătător de frisoane să primești în plină figură o frază de felul ăsta. Nu e ușor să trăiești în pielea unui păcălice al istoriei, să te simți păcălice al istoriei. E dureros lucrul ăsta. Dar în situațiile astea, totul poate să funcționeze și ca un motor foarte sănătos, pentru că, o să zic foarte pe scurt, eu cred că lumea asta tânără care vine în mod natural din urmă e o lume care pricepe în mod organic lucrurile. Nu cred că e nici lipsită de Dumnezeu și de credință, nu cred că e nici analfabetă, idiotă, lipsită de valori, etc., etc. Cred că e așa cum e ea. De departe, toate contemporaneitățile au avut aceeași problemă. Puștimea e proastă, noi ăștia mai în vârstă suntem aia care încă mai ținem steagul valorilor fluturând în vânt. Eu cred că dintre noi patru, niciunul, nici măcar n-a gândit în termenii ăștia că puștimea e proastă. De asta sunt și eu foarte sigur. Mi se pare o generație foarte onestă. Așa cred și eu. Cred că vine o lume mai morală și mai etică. Exact. Și mult mai aplicați în a face radiografii foarte lucide, ale unui moment, ale unei situații. Chiar și când e vorba de un pianist de rară clasă, cum e Luca. El da, se erijează imediat în... Hipersensibil, dar foarte lucid. De foarte multe ori discutăm, să spun, o situație sau din lume și mă uimește radiografia lui atât de succintă și clară și lucidă. Da, sunt mult mai... Aș spune că e o generație care ne arată cât de mult ne-am pierdut noi în detalii în toată viața. Imediat, adică eu când le povestesc ceva fetelor, mă amendează după primele două propoziții dacă li se pare că m-am dus într-o direcție care n-aveam ce căuta. E inevitabil lucrul ăsta, n-avem ce să facem altceva decât să călătorești printre detalii. Asta e. Cătălin, ce-a rămas din toată această manta de detalii pitorești sau nu, utile sau nu, pe care toți am dus-o, toți aici de față am dus-o și am dus-o și pentru că jurnalismul pe care l-am făcut atâția ani a cuprins asta, simțul detaliului neapărat și simțul și expresivitatea detaliului. Și din tot ce am gândit fiecare atunci, ce crezi că a rămas după ce am gustat și amărăciunea cu păcăliciul istoriei, după ce ne-am despărțit și de iluzii, după ce au plecat și minerii, după ce ne-am vindecat traumele, pentru că și eu m-am chircit pe 22 plângând că arde palatul și că muzeul de artă se face praf și stăteam pe cal de arâm și noroc că nu era atât de frig și spuneam nu vreau să trăiesc în lumea asta în care nu mai există biblioteca lui Carol, ci nici muzeul de artă. Eu am aflat de bibliotecă, iartă-mă, Cătălin, o secundă, vecinul meu, noi am fost vecini cu familia Emil Constantinescu și, mă rog, foarte buni prieteni, Dragoș a venit noaptea disperat și mi-a zis, uite, am să-ți transmit un mesaj de la un prieten de-al tău, era bibliotecarul nostru, un extraordinar om și poet, Sorin Șerb, care Sorin Șerb a stat la BCU noaptea în cenușă, încercând din cenușă să salveze cărți și mi-a transmis mesaj prin Dragoș Constantinescu, știm că suntem vecini, să vin sau să știu că el este acolo, gândindu-se că mai explodează odată și încă o dată și încă o dată. Și bibliotecarul care a stat să salveze ce se mai putea din cenușă, rămâne o imagine a celor zile. Categoric e o emblemă. Fetele tale, Irina, te întreabă acum, după 30 și mai bine de ani, mamă, voi de ce nu ați plecat? Sau invers, pentru ce ați rămas? Cea mare, nu. E extrem de circumspectă în a-și proiecta viața departe de România. Odată pentru că nu-i place că se pleacă masiv și pentru că îi se pare că țara asta nu e a lor, ci a lor, a celor care rămân, care o conduc, ci a lor, a generației care are ceva de spus și care își dorește să
provoace ce-i bun în noi și să șlefuiască. E după câțiva ani de Marea Britanie, deci are cumva și perspectiva de dincolo. A căutat disperată centrele de votare și s-a dus în ambele tururi să voteze, a prins niște alegeri acolo. Deci sunt mult mai responsabili decât ni se pare nouă. Și mult mai deciși să nu îi lase pe alții să le facă agenda personală. Vom vedea exact ce vor reuși. Ceea ce e fundamental, după părerea mea, mie personal... Dar cea mică, să știi că se visează într-o lume perfectă. Da, e încă mică. Are 16 ani sau cât. Da, deci calea e în față. O să-și schimbe încă în bine, sunt sigură. De 3 săptămâni citesc amândouă despre Schengen, să știi, trebuie să înțeleagă puțin ce e cu spațiul ăsta și copiii trebuie lăsați, sau în fine, generația asta care crește, pe care voi învățați carte, trebuie lăsați să-și șlefuiască părerile. Dacă îi trimitem la ce am scris noi sau la ce a scris alții, e prea puțin. Pe cea mică știi că am luat-o cu mine când am plecat, am ieșit din casă, când am văzut ce se întâmplă la graniță, când a început războiul din Ucraina, și am luat-o cu mine, nu m-a chemat nimeni să mă duc acolo să văd ce se întâmplă. Știam asta și urma să te întreb. Am urcat-o în mașină și am zis, hai să mergem să vedem cu ochii noștri ce e acolo. Eu credeam că e foarte aproape de noi, granița nu era atât de aproape, erau vreo 250 de kilometri, dar am plecat dimineață cu ea, ne-a întrebat cu încotro, zic, nu știu unde... Unde se întâmplă lucruri. A fost marcată de experiența asta? Mi-a cerut să revenim, numai că din păcate avea și niște școală. Da, i s-a părut că se referă la ea, adică bine, îți dai seama că are și un complex de superioritate față de soră sa, că a fost doar ea, cealaltă era la facultate. E, uite ce am descoperit, da? Da, și nu, cu toate astea... A adunat exact imaginile de care era nevoie. Cu toate astea nu ți-a spus... prompt, concret, că vrea jurnalism, că va face jurnalism? Niciodată nu cred că va face așa ceva. Cred că îi se pare chiar o profesie inutilă. În condițiile... Da, în condițiile în care ei au așa un acces total și absolut la informație, e încă la vârsta, are aproape, aproape 15 ani, e la vârsta la care nu-și dă seama cât de mult are treabă jurnalismul cu informația care ajunge la ea. Nu înțelege care e misiunea noastră, unde luăm informația și ce trebuie să facem ca să o aducem încât să fie credibilă și de dat mai departe. Ei nu mai sunt în generația celor care spun că au văzut aseară la televizor și așa e. Așa. Și nu sunt nici în generația celor care spun că au văzut pe TikTok. Sunt între și o să-și facă propriul drum. Din fericire. Da. Și cred că în drumul ăsta de lumină, în siajul lui, o să fim și noi. Ce crezi, Cătălin? La pensie, da. Nu știu dacă o să fim și noi, habar n-am. Nu-ți propui să fii în barca asta? Cum așa? Că doar nu o să stai pe bară? Ce o să facem? Nu o să stau pe bară, dar cred că trebuie să vină o vreme în care atenția să se mute pe... să se mute pe o lume diferită de lumea noastră. Cred că o să vină în mod natural o vreme în care ar trebui să spunem cu mult mai mare curaj că venim dintr-o generație și dintr-un șir de generații în care... inteligenția din care uneori, nu știu, habar n-am, ne face plăcere să facem parte, habar n-am, ne revendicăm cumva în zona aia. Dar venim dintr-o istorie a unei inteligenții care a fost îngrozitor de complice cu puterea politică, cu naționalismele dezlănțuite. Avem o istorie veche din punctul ăsta de vedere. Ea nu s-a născut în comunism, ea vine de hăt departe. Inteligenția din România are și ea zonele ei de profundă umbră. Și poate că ar fi bine să vorbim mai des despre lucrul ăsta și despre cât de mult bine și cât de mult rău au produs lucrurile astea. Uite, de exemplu, sar de la una la alta. Mie nu mi-a plăcut niciodată când s-a spus despre postul public de televiziune la care lucrăm că e prima televiziune din viața ta. E prima televiziune din viața noastră, vrând nevrând. Nu e un produs al libertății, nu e un act al libertății, e că... așa era și altfel nu se putea atunci. Ori să zici că e prima... Mă ia singura. Cu fiori asta. Era prima singura televiziune din viața ta. Nu e foarte măgulitor să le aduci aminte oamenilor de fapt că asta era televiziunea glasului lui Nicolae Ceaușescu. Era un pol ideologic. Atunci când spui pe că care... e prima televiziune din viața ta, spune atunci omului ăluia și că televiziunea asta era glasul lui Nicolae Ceaușescu. Și că după 89, prin televiziunea asta s-a manipulat, deci noi trebuie să fim puși în slujba adevărului. Exact. Prin televiziunea asta s-au chemat minerii, prin televiziunea asta s-au făcut multe
îndoiri de coloană. Adică ați despalat multe păcate. S-au adunat multe păcate de spalat. Sunteți de acord, Marina, Irina, Cătălin, că am stat aici 30 de ani fiecare dintre noi în barca asta, încercând să o peticim, să o reconstruim, să... și de foarte multe ori am spălat-o noi, cu credința noastră. Acum, dacă ați făcut asta, nu știu, dar e sigur că sunt oameni care au încercat profund să facă lucrul ăsta. Ne scoatem pe noi din calculul ăsta și ne gândim la oamenii care chiar au încercat și încearcă și la ora asta să facă lucrul ăsta pe bune. Chiar încearcă să facă locul ăsta mai curat, mai bine făcut, nu mai zic mai profesionist, pentru că cred că poate e un lucru onest care s-a uzat foarte tare, dar sunt oameni care încearcă să facă lucruri în conformitate cu curățenia conștiinței lor și cu calitatea de buni meseriași pe care o au. Ai spus foarte bine asta. Cred că nu e o discuție să o avem sub bradul de Crăciun acum. Tocmai pentru că e Crăciunul, ne suflă în ceafă. Ce vă face fericit pe fiecare? Marina, te rog. Părinții mei m-au învățat că această sărbătoare este cu totul extraordinară și după plecarea lor am încercat să preiau bucuria asta și imaginația lor și tot ce înseamnă creativitate în jurul acestei sărbători. Deși suntem ortodoxi, și eu încep adventul, merg și la catolici, am învățat să aprind lumânarea și să mă rog. Când Luca era mai mic, citeam în fiecare zi. Până la, și eu fac asta, da. Până la naștere. Am învățat că trebuie să urmărim drumul ăsta al magilor, pentru că este drumul către lumină și către miracol. Ei duc daruri, de aceea daruri bine alese, de aceea preocuparea pentru a face cadouri este una extraordinară, care nu începe cu 2-3 zile înainte. Cam cu jumătate de an mă gândesc ce ar trebui să primească fiecare. Am făcut ajunuri de Crăciun cu foarte multă lume acasă. Fiecare aducea cadouri pentru fiecare și moșul meu minunat, nu pot să-i spun, Moș Crăciunul meu minunat, aștepta cu sacul și împingeam cu piciorul cadourile să primească fiecare. Dar și astăzi este la fel ca atunci când eram mică și credeam și așteptam și era o luptă pentru a avea un brad. Îl împodobeam chiar pe 24 și asta o să fac și anul ăsta. Și așteptam, cântam colinde, plecam la colindat. Da, e o fericire să cauți, să te gândești la celălalt, pentru că un dar este de fapt încarnarea concretă a gândului. Ceva foarte concret pe care eu ți-l dăruiesc, așa cum magii s-au dus pregătiți pentru naștere. Adevărat. Și povestea asta merge mai departe, indiferent dacă jocul copiilor este să afle mai devreme, dacă există sau nu există Moș Crăciun și... Eu nu mai sunt copil de mult, de prea mult timp, eu dar asta. Îl aștept și îmi place când vine cu clopoței și respiră și îl întrebăm ca atunci când era Luca mic, moșule, dar cum o să ajungi tu și în Canada? Că noi avem acolo un nepot și la el vine Crăciunul și dacă tu ești acum la noi, o să ajung peste tot. Și mă uit la toți prietenii mei din casă, că sunt copii. În seara de ajun, toți suntem copii cu minți care ne bucurăm, care cântăm și împărtășim ideea asta de a fi împreună în fața miracolului. Așa de frumos ai răspuns și impresionată sunt. Uite, ai deja cadou, toți aveți. Ai două cărți. O două. Da, două. Mulțumesc. Și până să îi le dau și Irinei și lui Cătălin, trebuie Irina să-mi spună ce o face fericită de Crăciun sau în general. Cum îmi place și să fac sarmale. Mie nu.
Deci dacă sarmalele nu te bucură... Nu, mi se pare foarte plictisitor, deci n-am atâta răbdare. Dar, cum spuneam, am niște copii pe care îi folosesc. Deși cred că nici ele nu o să accepte anul ăsta. Da, e frumos, mai ales când e casa plină și la noi chiar o să fie o casă nouă. Aș vrea să cred că și anul ăsta o să fie plină de toată lumea sau cu toată lumea. Deocamdată se închide un an care a fost un an complicat și particular și în general, cred că pentru toată lumea, dar e un an în care încă mă bucur că părinții mei sunt, există, amândoi și încă ne dă lucrul ăsta șansa să ne alintăm, într-un fel sau altul, să acceptăm că avem de dat un telefon sau că așteptăm un telefon, e poate cel mai mare privilegiu pe care îl poate aduce un final de an. Nu o să pierd niciodată la Crăciun mirosul de cauciuc ars, îmi cer scuze, pentru că un rățoi de cauciuc a pus maică-mea săraca în, pardon, Moș Crăciun, cum zici tu, în cuptor, printre multe alte jucării ascunse prin casă și pentru că era foarte frig, eu am dat drumul la cuptor să mă încălzesc și a ars rățoiul ăla cu totul și întotdeauna de Crăciun îmi amintesc crezând de asta. Fiică-mea mi-a spus acum câteva zile că niciodată n-a găsit cadourile de Crăciun, deși de multe ori l-a căutat și simțea că le găsește și se oprea pentru că nu vrea să spargă nimic din bucuria de, din dimineața Crăciunului. Sper ca toți cei care se uită la noi acum să o aibă mâine dimineață, într-un fel sau altul, ori la telefon să le răspundă cineva, ori pur și simplu cu un gest mic sunt bradurilor de acasă. Așa să fie, sper că toată lumea se va bucura. Astea sunt cărțile tale. Mulțumesc tare am mult, să spun, abia când am să spun despre ce e vorba, după ce Cătălin o să răspundă, acesta-i darul pentru el. Ce te face fericit? Mă face fericit. Sau cine? Cită recunoștința pentru... Eu am fost mai cuc, așa, de felul meu, adoptat în familii de sărbători și sunt foarte recunoscător familiilor care m-au adoptat de-a lungul anilor în sărbătorile astea. Sunt foarte dragi și le datorez foarte, foarte mult. Asta mă face fericit și m-ar face fericit, îmi pare rău că tot cobor lucrurile foarte în concret. Ce mă face foarte fericit sunt marile cadouri pe care unii dintre noi le fac semenilor. Mă fac fericit doctorii care nu iau șpagă și nu-și ceartă bolnavii. Mă fac fericiți profesorii care încă mai țin steagul și mai speră în ceva și își fac datoria așa cum și-o fac. Mă fac fericit, profund fericit, tot oamenii care mai speră că se mai poate aici și că mai există o urmă de autenticitate și de onestitate și de curaj în a spune lucrurilor pe nume. Asta mă face profund fericit și sper să se întâmple cadourile astea nu doar pe sub brad de sărbători, ci din ce în ce mai des și în fiecare zi, pentru că sunt niște cadouri de care avem nevoie și pe care unii dintre noi le merită din plin. Cu oricâtă generozitate aș pune în cadoul meu, n-am așezat decât o carte proprie pentru fiecare și una pe care îmi face plăcere să o prezint, e foarte proaspătă, e o bună traducere, intitulată Miss Dior. Nu e o carte despre parfumuri și nici despre această casă celebră de modă și de parfum. E o carte tristă și vie despre sora lui Christian Dior, la fel de cunoscut ca De Gaulle, de pildă, o martiră a rezistenței franceze, care ne face să înțelegem în aceste 400 de pagini despre viața ei, că până la urmă moda și parfumul sunt niște elemente de democrație, de libertate, de echilibru, de modalități de a trăi bine, așa cum merităm de fapt și cum ne dorim. Ca să răspund și eu și să pun un simplu accent la ceea ce ați zis aici cu toții, mă face fericită faptul că astăzi ați putut fi cu mine într-o premieră absolută, ca să mă simt la TVR, în generația mea, aceea care a făcut schimbarea, pentru ca toți ceilalți, tineri sau mai puțin tineri, să veniți și să participați și voi la ceea ce noi am început în decembrie 89 și vom continua cu siguranță cât vom putea. Te-am ascultat. Mulțumesc. Acum nu te las să-ți faci finalul, că așa îmi place să mă pierd în detalii. Și îmi dau seama de ce... am fost acum vreun an la Mihai Neșu acasă. Sora lui s-a întors de unde plecase din România să-l îngrijească din momentul în care el a avut nevoie de protecție. Și să știi că cel mai luminos moment din săptămână pentru ea era emisiunea ta.
dacă se uită acum la televizor, să știe că o salut și că îl salut și pe Mihai. Și ăsta e micul meu cadou pe care pot să ți-l fac ca o reverență pentru că ai fost atât de generoasă tu cu noi. Acolo, la ei la Oradea, să știi că cineva deschide televizorul fiecare sâmbătă pentru tine. Vă mulțumesc și la Oradea, și la Pitești, și la Bușteni, și oriunde ați fi. Mulțumesc și ție pentru această reverență. Ai vrut să-mi faci o favoare, dar ai ieșit făcut nicio favoare. Mai mult de atât. Vă mulțumesc încă o dată. Fericirea mea a fost cu voi astăzi. Crăciun cu bucurie tuturor!